O fetiță de 11 ani și bunica ei în vârstă de 77 de ani au murit după ce au fost lovite în plin de un autoturism scăpat de sub control. S-a întâmplat în localitatea Doljană, Valea Stanciului, acolo unde cele două victime stăteau pe un cap de pod chiar în fața curții acestora. Neatenția și lipsa de experiență la volan au fost cel mai probabil cauza accidentului, pentru că la volanul mașinii scăpate de sub control se afla o femeie în vârstă de 30 de ani care avea permis de doar 3 săptămâni. Revenim cu informații la ora 18 la Focus.